Dragilor, ne aflăm în Siliștea Gumești, în locul unde Marin Preda a locuit. Acolo este casa. Veți vedea mai multe în videoclipul pe care l-a realizat Dan Dobre. Am fost, am plimbat, am văzut că celebra poiana lui Ocan, unde acum nu mai este o poiană, ci este o casă. Am văzut și mult, mult mai important, ne-am întâlnit cu strănepotul lui Tudor Bălosu și am vorbit câteva aspecte. Din păcate, credeam că momentul în care ajung aici o să am un fior. Am avut un fior, dar un fior de revoltă, deoarece casa arată îngrozitor. Nici măcar nu mai este casa unde a copilărit Marin Preda, acolo pe undeva, unde sunt lemnele alea, acolo a copilărit Marin Preda, acolo a stat fratele său, dar casa nu este autentică, nu mai avem tinda. Celebrul salcâm de acolo din curte, dragilor, salcâmul pe care îl taie Ilie Moromete. Acolo undeva era salcâm, apoi a crescut din nou, din câte am înțeles, apoi a fost tăiat din nou. Da, iată că timpul într-adevăr era nemilos. Și ce să zic, dragilor, urmăriți-ne în continuare, vom mai posta câteva clipuri de aici, probabil, dar vine clipul ăla mare pe care îl veți găsi, vă voi da link. Mulțumesc!